Ne-am întors la știri și vorbim în continuare de vacanțe, pentru că weekendul acesta toate drumurile au dus la mare. Ultimul weekend din luna iulie a adus pe litoralul românesc aproape 120.000 de turiști, chiar și în stațiunea Mamaia, care pentru prima dată în acest sezon a fost plină. Hotelierii transmit că au atins nivelul maxim în ceea ce privește numărul de cazări. Cu mic, cu mare, românii au luat cu asalt stațiunile de pe litoral în ciuda prețurilor piperate. După săptămâni întregi în care stațiunea Mamaia a fost mai mult pustie, weekendul acesta cu greu găseai un loc liber pentru prosop. De altfel, hotelierii spun că au oferit discounturi de până la 20%. Astfel, pentru o noapte la un hotel de 3 stele, turiștii au plătit în jur de 350 de lei pe noapte, iar la hotelurile de 4 stele, tarifele au fost și de 800 de lei. De departe, cea mai aglomerată stațiune și totodată cea mai norocoasă dintre stațiuni a fost Eforie Nord, cu mii de oameni fiind mai aglomerat decât în weekendurile trecute. Mulți dintre cei care au venit la mare spun că aglomerația din aeroporturi, dar și incendiile din Grecia sau Spania i-au cam pus pe gânduri și au optat pentru litoralul românesc, chiar și pentru o mini-vacanță, deși vremea este instabilă în aceste zile.